Salutare! Astăzi suntem în 31 ianuarie, ora 14:53 și o să vă prezint consumul pe luna ianuarie. De data asta o să vă prezint și încălzire și apă caldă menajeră. Consumul de electricitate pe luna ianuarie este 298 de kWh. În casă sunt 23,5 grade. Iar energia generată este de 1136. Dacă împărțiți 1136 la 298, rezultă un cop de 3,8. Asta înseamnă că dintr-un kilowatt-oră de electricitate a generat 3,8 kilowatt-oră de căldură. Ok, și pentru ACM, pentru apă caldă menajeră, am consumat 125 de kilowatt-oră și a făcut 328 kWh. Împărțiți consumul electric la consumul general la consumul electric și o să vă dea copul pe încălzire. Copul pe ACM, scuze. Așa este setată central, pompa de căldură să meargă. În momentul de față avem pardoseală la 27 de grade turul. Setat afară sunt 8 grade, iar returul vine la... Deci turul merge cu 29 de grade, văd că are o diferență de 2 grade, iar returul se întoarce cu 25 de grade. Iar în casă temperatura este 23,8, iar umiditatea de 48%.